Poporul român a primit cu atât de vie aprobare și cu adâncă încredere tratatul semnat la Varșovia, văzând în el chezășia păcii și securității sale. Pentru țara mea scumpă și viitorul ei, pentru vrednicii oameni care o zidesc, spune academicianul Constantin Iparhon, îmi dau adeziunea fără rezerve la tratatul de la Varșovia. Ia cuvântul președintele Prezidiului Mare Adunări Naționale, dr. Petru Groza, care vorbind despre credința adâncă a popoarelor lagărului socialist în posibilitatea coexistenței pașnice, spune: noi credem în această comunitate, în destinul omenirii, în interesul comun de a coexista, în raporturile de colaborare între toate popoarele. Dumnezeu neîncetat de a reduce orice conflict, de a căuta puncte care ne apropie în domeniul colaborării economice, culturale, punând fiecare rând pe rând câte o cărămidă la marele edificiu a păcii.